Suntem din nou în studioul TV al ziarului de Iași și discutăm despre o trădare și doi viceprimari. După aproape 8 luni de la alegerile locale, Consiliul Local și-a ales viceprimarii. Și asta printr-o trădare spectaculoasă din tabăra USR, care a dat peste cap planurile făcute de Cosette Chirău. Discutăm astăzi cu Alex Andrei, redactorul specializat pe administrație locală, care a urmărit această poveste de la începuturi până acum. Alex, spune-ne, te rog, o scurtă istorie. Cum s-a ajuns în acest moment, cum s-a ajuns în situația de acum două zile, când s-a produs această basculare de putere în Consiliul Local? În primul rând, salut, Toni. Pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat acum două, trei zile în Consiliul Local, trebuie să ne uităm la rezultatul alegerilor din toamna anului trecut. Când, în urma rezultatelor din toamna anului 2020, niciun partid nu a câștigat majoritatea simplă în Consiliul Local, astfel încât să poată fi trecute toate proiectele de hotărâre aferente bunei funcționare a orașului. Toată lumea s-a așteptat la o alianță între PNL și USR+, având în vedere o extensie de la nivel central unde au făcut guvernarea. Numai că, după cum bine se știe, PNL și USR+ nu se înțeleg absolut deloc la nivel local, mai mult și pe fondul unor orgolii, să le spunem, politice ale liderilor celor două partide. Să facem o paranteză aici. Care sunt, de fapt, motivele pentru care cele două blocuri nu au putut să facă o alianță? Ai spus ceva legat de orgolii. Orgolii între cine și cine? Conflictul care a existat între șefa USR Plus, Cosette Chirău, și primarul Mihai Chirica, la nivel local, inclusiv în campania electorală, inclusiv cu un an înainte de campania electorală, nu putea să se stingă brusc, mai ales că doamna Chirău are încă ambiție să candideze în 2024 și orice alianță cu primarul ar putea să afecteze într-un fel sau altul candidatura din 2024. Prin urmare, rămânem într-un conflict deschis între cei doi. Sunt aici ambiții personale care au întreținut un conflict deschis, dar ambițiile personale ale fiecăruia sunt cumva înrădăcinate în ceva mai profund. Cosette Chirău invoca de fiecare dată câteva principii, spunând: domnule, noi de la USR vrem să urmărim și să aplicăm câteva principii. Și aceste principii cumva, sau conform acestor principii, primarul Mihai Chirica și apoi prin extensie în decursul desfășurării bătăliei și președintele Consiliului Județean Costel Alexe erau cumva incompatibili cu calitatea de asociat într-o guvernare. Acestea au fost din partea doamnei Chirău motivele pentru care a ținut cumva în șah desfășurarea ședinților în Consiliul Local. Dar ce înseamnă că a ținut în șah? Ce anume nu se putea întâmpla în Consiliul Local din cauza opoziției doamnei Chirău? Nu se putea face alianța între PNL și USR Plus și, prin urmare, nu puteau fi aleși viceprimarii. Deci miza directă era alegerea viceprimarilor. Corect. Și asigurarea unei majorități stabile pe perioada de 3 ani și jumătate. Alegerea viceprimarilor însemna, în ultima instanță, o împărțire a puterii. Nu? Însemnând cine are viceprimar, are funcție executivă pe lângă primar, cine are celălalt viceprimar, iarăși primește ceva. Au încercat să negocieze, dar USR Plus a venit cu niște condiții pe care primarul, el zice că le îndeplinește, dar USR-ul spune că nu le îndeplinește. Condiții ce țin de transparență, de organizarea de concursuri la primărie într-un... Ajungem acolo, dar mai întâi aș vrea să întreb, exista dorința doamnei Chirău de a participa la guvernarea locală? Dacă mă întreb personal, eu cred că nu. Nu voia. Nu cred că voia și deci, a demonstrat-o într-un fel pe parcursul. Deci, acțiunile ei au arătat lucrul acesta. Deci USR Plus și doamna Chirău voiau cumva o opoziție locală și participare la guvernare la nivel central. Să mergem mai departe. În economia desfășurării ședințelor de Consiliul Local sunt câteva momente cheie, iar anual cel mai important moment este votarea bugetului. Și acum ajungem la punctul culminant, sau cele două puncte importante din aceasta. Votarea bugetului, ce s-a întâmplat? De două ori a fost respins în Consiliul Local, iar a treia oară a fost aprobat prin trădarea unui consilier de la USR Plus. În primele două, nu s-a putut aproba din prima bugetul local, tocmai pentru că nu a fost asigurată acea majoritate de 14 voturi. PNL este în alianță cu PMP, dar ei asigură doar 13 voturi. Este bine să punem necesar încă un vot pentru a trece 99% dintre proiectele de hotărâre, sunt necesare 14 voturi. Acest al 14-lea vot a fost asigurat de către Cezar Baciu, care
ulterior s-a văzut și prețul, la devenit viceprimar. Pentru a fixa foarte bine, PNL are 11 consilieri locali, este susținut de PMP cu 2 consilieri locali, dar pentru a face majoritate mai este nevoie de un singur consilier local. Acest consilier local poate veni de la PSD sau de la USR. PSD are interzis de la centru să voteze, sau cel puțin asta a fost logica ieșirilor din sală sau a abținerilor atunci când a fost cazul, și atunci soluția era să se obțină un consilier de la USR. A fost o ședință de Consiliu Local în care nu s-a reușit acest lucru, a fost a doua ședință de Consiliu Local în care iarăși nu s-a reușit acest lucru, și aici aș vrea ca să ne spui momentul acesta al celei de-a doua ședințe în care USR, din câte mi-amintesc, a venit cu două condiții mari și late pentru a vota bugetul. Care au fost acestea? Una dintre ele făcea referire la o mai mare transparentizare în tot ce înseamnă achiziții publice la primăria Iași, respectiv publicarea unor informații suplimentare față de cele care există deja pe site-ul primăriei. Și a doua, legată tot de transparență, era vorba despre modul cum poate fi desemnat administratorul public al Iașului, nu doar printr-o selecție pe care să o facă primarul, ci să fie, chiar dacă este apanajul lui, conform legii este apanajul primarului să desemneze administratorul public, dar important este să avem și un pic de transparență în sensul măcar unui concurs public de CV-uri, cum s-au făcut în alte orașe. Prima condiție a făcut subiectul emisiunii noastre precedente. Transparența, corect. Transparența. Suntem în seara zilei în care bugetul a fost respins a doua oară. La vremea respectivă discutam asupra unei evidențe. Este clar că orașul nu poate trăi fără un buget votat. Sigur, nu poate trăi din punct de vedere politic. Legea avarii, nu se pot face investiții, nu se pot face multe lucruri. Și atunci era clar că până la urmă trebuie găsită o soluție. În seara aceea, din punctul meu de vedere, Cosette Chirău avea cartea cea mare în mână. Cred că în seara aceea, liberalii și cred că și primarul Chirica discutau, și mi-amintesc că au fost inclusiv lor de poziții de la centru, adică de la liderii partidelor politice, discutau despre un compromis. Care compromis nu putea fi făcut decât pe cele două mari cerințe ale USR Plus, transparentizare și City Manager. În condițiile astea, cred că un compromis ar fi fost mai mult un compromis de imagine. În sensul că, dacă primarul făcea câțiva pași înapoi și făcea demersuri pentru transparentizare, acceptând poate și un mod de selectare a City Managerului, USR Plus ar fi ieșit întărit de aici. Și atunci, spun eu, în seara respectivă, cărțile mari erau în mâna Cosette Chirău, pentru ca, imediat după aceea, să se năruie întreg proiectul ei, prin trădarea consilierului Cezar Baciu, de la USR. Cine este acest consilier Cezar Baciu și cum a fost posibil asemenea trădare? Cezar Baciu este un tânăr care inițial nu a intrat în Consiliul Local, decât el a fost membru supleant, în sensul că USR Plus n-a obținut destule voturi astfel încât să intre și el în Consiliu, în primă instanță cel puțin. El a intrat abia în ianuarie 2021, a intrat în Consiliul Local, după ce doi aleși consilieri s-au retras de pe listă pentru a fi parlamentar, respectiv doamna Cosette Chirău și domnul Filip Hăvărneanu. El din ianuarie 2021 nu s-a remarcat absolut deloc în Consiliul Local. Aproape că nu știa nimeni de prezența lui, că nu mi-am amintit să fie avut vreo interpelare sau ceva de acest gen. În schimb, la mijlocul lunii mai s-a remarcat când a surprins pe toată lumea că a votat bugetul. Spre surprinderea inclusiv a colegilor săi, care din discuțiile pe care le-am avut cu unii dintre ei, mi-au spus clar că ei nu știau decât în momentul în care s-a votat. Cel puțin așa au susținut ei. Aleș, tu urmărești de foarte multă vreme ședințele de Consiliu Local. Spune-mi, care este procedura acolo? Liderul de ședință sau liderul de partid nu stă de vorbă cu fiecare consilier în parte atunci când are planuri de implementat? De obicei au loc ședințe la nivel de grup politic înainte de Consiliul Local și acolo se stabilește strategia fiecărui grup politic în Consiliul Local. De data aceasta nu a fost cazul la USR Plus. Există niște imagini foarte relevante când a fost transmisiune în direct atunci când cineva de la Plus încearcă să-l convingă pe ultima 100 de metri pe Cezar Baciu să nu voteze. Da. Când și-au dat seama că urmează să voteze bugetul, unii consilieri din aripa Plus, să spunem, au încercat să-l convingă, dar
fără dar succes. Noi știm că sunt informații oficiale și sunt informații cumva de context, cumva informale, pe care noi ziariștii le știm, dar cumva le prezentăm atunci când capătă o formă oficială sau au un suport evident în mijloace clasice de, să spunem, de argumentație. În cazul de față, din ceea ce știi tu, a existat vreo discuție între Cozet Chirău și Cezar Baciu înainte? Cumva se aștepta Cozet Chirău la o asemenea trădare? A încercat să-l convingă, să revină? A încercat să negocieze pentru el sau altceva de genul acesta? Acum e greu de spus, pentru că niciunul dintre ei, nici măcar neoficial, nu vor să discute astfel de lucruri, dar pe mine m-a surprins lipsa de reacție a doamnei Chichirău imediat după ce s-a votat bugetul și a scăzut foarte mult din, nu știu, din atacurile, să le spunem, crezi? Către primar. A devenit foarte tăcută dintr-o dată, acum nu mai candidează nici la șefia USR Plus. Deloc, s-au șters niște clipuri video de pe Facebook în care ea apărea cu Cezar Baciu. Să împărțim astea în două. Mai întâi aș fi curios dacă Cozet Chirău a fost luată prin surprindere. Dacă ai această impresie că în momentul trădării a fost luată prin surprindere. Personal nu cred că a fost luată prin surprindere. Nu cred. Alți consilieri probabil au fost luați prin surprindere. Apoi aș vrea să discutăm despre dificultățile doamnei Chirău în a manageria echipa de consilieri. Are o problemă aici, pentru că și nu doar că există neînțelegeri între USR și Plus. Grupul consilierilor USR Plus, împărțit în două, USR și Plus. Pe cei de la Plus nu prea îi poate controla, să spunem, dar acum are o problemă și în USR, pentru că strategia eșuată în tot ce a însemnat cu aprobarea bugetului. A determinat așa un mic curent, nu foarte puternic deocamdată, sau nu pot să înțeleg eu cât de mult se manifestă încă. Dar aceasta este... Dar vedem că nu candidează la șefia USR Plus. Aceasta este post-factum. Dar a avut dificultăți în a gestiona echipa și înainte de votul din Consiliu? A fost un trend pro-votare buget în cadrul grupului politic USR Plus. Nu s-a manifestat deloc public, dar eu știu cel puțin 2-3 consilieri care mi-au spus chiar mie că noi am votat bugetul, dar alta este politica partidului. Să încercăm să punem această trădare într-un context. Au mai fost în trecut trădări de asemenea, să spunem, importanță în... Da, nu este prima dată când funcția de viceprimar e tranzacționată, să spunem, între ghilimele, neapărat tranzacționată. În 2014, când Uniunea Social-Liberală s-a rupt în două, respectiv PSD și PNL, în Consiliul Local, Iașul a rămas fără viceprimar, prin demisia liberalului Marius Dangă. Liberalul Marius Dangă a demisionat atunci. La acel moment s-a petrecut următorul lucru. Un grup de consilieri PDL cu Gabriel Surdu în frunte a trecut tot în cadrul unei ședințe de Consiliul Local, de fapt la PSD. Gabriel Surdu era președinte al organizației municipale PDL și a fost ales viceprimar cu aportul PSD și imediat după ce s-a încheiat ședința, Surdu ținute că era și exclus din PDL, anunțul fiind făcut chiar de Vasile Blaga, dacă nu mă înșel, direct la televizor, că era interesul mare. Deci avem un precedent exact pe același, cumva, calapot. Pentru funcția de viceprimar, un consilier a trădat, de fapt atunci au fost mai mulți, și a primit această funcție. În cazul de față... Dar nu sunt excluse și trădări în continuare la USR Plus, pentru că... Revenim la aceasta. Dar acum avem de-a face cu trădarea consilierului Cezar Baciu. Legislația s-a schimbat de atunci. În 2014, legislația permitea unui consilier local să treacă de la un partid la altul sau să-și sfideze propriul partid cu riscul de a fi nu permitea, nu permitea. Legislația era un pic mai... Nu era atât de corect făcută, întrucât permitea consilierului care trece de la un partid la altul să atace în instanță, iar procesul să dureze ani de zile. Acum nu mai este cazul. Prin noul cod administrativ, termenele sunt foarte mici. Și chiar dacă atacă în instanță, acel consilier, până la urmă, se poate confirma excluderea, dacă a fost legal. Să ne focusăm puțin pe viitorul lui Cezar Baciu. Ce urmează? El acum este viceprimar. Cât va rămâne în funcție? Va rămâne în funcție atâta timp cât va fi consilier local. Dar cât timp va fi consilier local? Dacă nu apar surprize la proces de tipul
că excluderea lui nu a fost legală, nu știu, eu n-am văzut actul, decizia de excludere, că n-a ajuns nici la primărie, nici la prefectură. În mod normal trebuia să fie trimisă într-un fel sau altul. Acesta este un punct foarte important. Deci avem câteva zile, avem un anunț foarte ferm făcut din partea USR, dar totuși nu a apărut o asemenea decizie. Din ce am văzut-o pe portalul Justiției, el a fost exclus printr-o decizie a Biroului Permanent Național de la București pe 17 mai. Iar pe 25 mai, el a contestat acea decizie. Există perioada asta de 7 zile în care USR putea să trimită la primărie decizia de excludere, dar nu a făcut lucrul acesta. Dacă se trimitea acea decizie de excludere, se lua act și se trecea mai departe. Acum, domnul Baciu poate să rămână teoretic în funcție pe o perioadă de minim 6 luni, să spunem, având în vedere vacanța. 3 sau 6 luni, domnul Baciu poate fi viceprimar, poate fi în continuare consilier în Consiliul Local, cu toate că nu se știe pe cine mai reprezintă în momentul de față. Să facem o scurtă recapitulare. 7 luni nu a fost o alianță în Consiliul Local, nu s-au putut numi viceprimarii, nu s-a putut trece bugetul, de altfel bugetul nici nu era făcut. A venit momentul bugetului, a picat de 2 ori, a 3-a oară a trecut cu votul consilierului Baciu. Consilierul Baciu a fost apoi exclus, dar el rămâne până la o decizie definitivă a instanței și apoi, la câteva zile după aceasta, consilierul Baciu a recidivat, ba mai mult decât atât, a votat împreună cu noua alianță formată din el și PNL plus PMP, a votat ca el însuși să fie viceprimar. Ar merita o scurtă paranteză. Din câte știu, neoficial discutând cu lideri de partide și consilieri, din câte înțeleg, a fost o cerință în mod expres a domnului Baciu să fie viceprimar, pentru că planul liberalilor era ca ei să aibă 2 viceprimari. Dar deci domnul Baciu înțeleg că a spus în mod expres, eu vreau să fiu viceprimar, dacă nu va exista o majoritate continuare în consiliu. Deci motivația domnului Baciu a fost una cât se poate de personală. Vrea să fie, așa se pare. Vrea cum ar veni prestigiu, vrea funcție, vrea să fie viceprimarul. Și nu știm câtă competență are pentru această funcție, că la urmă vorbim despre un tânăr, nu că tinerii nu ar fi competenți, dar vorbim despre un tânăr de 26 de ani care nu are deloc experiență în administrație, nu știm încă ce atribuții va avea. Așa este, dar să vedem, numai aceasta a fost motivația, să fie viceprimar sau există și o negociere în spate? Totuși, trădarea s-a schimbat radical jocul de putere. Crezi că s-a negociat și altceva în spate? Negociere între ce părți te referi? Între cei interesați, adică între alianța PNL cu PMP și domnul consilier Baciu. Vreau de vedea pe parcurs, vreau în funcție de ce proiecte de hotărâre vor vreau fi avansate în Consiliul Local. Se speculează pe piața, să spunem, informală, se spun foarte multe lucruri, dar nu sunt dovezi pentru astea. Dar am lăsat din ecuație, am lăsat 2 consilieri, consilierii PMP. Ei au votat, dar să ne amintim că la rândul lor, unul dintre ei, este vorba de redactorul șef de la BZI, omul lui Ghiocela Simionesei, cum se spune, el voia să fie viceprimar. El era pus de deputatul Petru Movilă pe listele PMP, dacă îți amintești, a pus mai întâi vreo 3-4 persoane cu oarecare nume în față și la sfârșit l-a lăsat pe el pentru ca după alegeri toată lumea să se retragă și să iasă el în frunte și să revendice postul de viceprimar. A fost atunci, au fost discuții, a fost scandal, s-a poziționat foarte clar, Cosette Chirău împotrivă și în felul acesta a ieșit din schemă. Totuși, PMP probabil nu votează degeaba. Vrea ceva. Ce crezi că vrea PMP? În mediul politic se cunoaște deja faptul că condiția pusă de PMP a fost ca primarul Mihai Chirica să numească city manager pe Petru Movilă, care este președinte al PMP Iași. Eu am discutat cu domnia sa săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și nu a confirmat, dar nici nu a infirmat cu tărie lucrul acesta. Din contră, a invocat destul de direct alianța între PNL și PMP, că ea există la Iași. Și nu trebuie doar PNL-ul să fructifice alianța, ci și PMP. Sunt două aspecte aici. Unul personal al fostului deputat Petru Movilă. Care nu mai are loc de muncă între timp. Care nu mai are loc de muncă, eu știu, care e un aspect foarte important, poate va face subiectul unei alte emisiuni. Și al doilea este cel cumva de principiu. O funcție tehnică de city manager, așa presupun eu că city manager este o funcție tehnică. Ea devine acum partea unei negocieri politice. Ea devine o funcție politică. Și atunci nu un fost deputat rămas pe drumuri
o revendică pentru a obține sprijin, dar revendică încă o dată o funcție absolut tehnică. Nu? Trebuie ca city managerul, poate pot să spui ce face un city manager? Atribuțiile administratorului public sunt date de primar direct. Primarul decide ce și cum. În practică, city manager este un fel de adjunct al primarului, pentru că el poate înlocui la acele atribuții care sunt importante și primarul poate să-i dea orice fel de atribuție. Spuneai că a devenit o funcție politică, dar era o funcție politică și de la început. Să nu uităm că a fost Gabriel Harabagiu, care nu a fost pe competență pus acolo, ci pe faptul că era prieten cu Chirica. Dar trebuie ca să vedem că în fișa postului, city manager presupune un rol de manager. Managerul, cred eu, că este... Se referă inclusiv la serviciile primăriei. Deci serviciile poate... primăriei înseamnă bugetul serviciilor primăriei, înseamnă atribuțiile serviciilor, felul în care funcționează, felul în care gestionează cumva orașul. Administratorul de zi cu zi al orașului, primarul creionează spectrul mare de lucru al serviciilor, iar city managerul stă cu ochii pe ei. Din acest motiv spun că este o funcție tehnică, pentru că trebuie să fie cineva priceput să știe exact unde și cum să intervină. Din acest punct de vedere, înțeleg că într-o declarație la televizor, dacă nu mă înșel, domnul primar Mihai Chirica spunea că printre atribuțiile, l-a invocat și el pe Petru Movilă ca potențial city manager, el spunea acolo că poate ajuta primăria printr-o deschidere mai mare la București, prin faptul că Petru Movilă a avut 3-4 mandate de parlamentar și cunoaște modul în care funcționează administrația centrală. A avut șansa să intre în Parlament să facă acest lucru. Pe de altă parte, primarul atunci ce mai face dacă trimite pe altcineva la București în locul lui? Dar urmează să vedem dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. În orice caz, el această teoretizare sau această politizare a funcției de city manager cumva invalidează sau dacă nu prăbușește și un alt scop, nu? Era al doilea invocat de Cosette Chirău, numirea unui city manager prin selecție de oferte sau în general spus printr-un concurs. Ea invoca transparență, city manager, amândouă au picat, dar amândouă au picat datorită unui om pe care ea l-a ales. Este un eșec al lui Cosette Chirău? Este. Strategia a ieșuat complet în tot ce înseamnă abordarea față de PNL pe plan local. Până acum s-a dovedit Alex, un eșec. Mulțumesc tare mult. Oprim aici emisiunea și vă invităm să ne urmăriți la alte ediții.